Primăria municipiului Călăraș a dat startul demolării grădinilor și construcțiilor ușoare care au făcut obiectul unor contracte de ocupare temporară încheiate cu diversi cetățeni în vederea eliberării terenului pe care se vor amenaja spații verzi și piste de biciclete în zona de vest a orașului, conform unor proiecte din fonduri europene pentru care s-au semnat contractele de finanțare încă de anul trecut. Valoarea totală integrală eligibilă a proiectului este de aproximativ 1,3 milioane de euro, iar durata lucrărilor este de 10 luni. Zona de intervenție a proiectului este în intravilanul municipiului Călăraș, partea de sud a acestuia, traversându-l de la vest la est. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție sunt amenajarea unei piste de biciclete în lungime totală de 3176 de metri și o suprafață de 8055 de metri pătrați. Pentru a facilita accesul în orice perioadă a zilei se vor planta 164 de stâlpi de iluminat cu alimentare solară de înălțime minimă. De asemenea, având în vedere lungimea mare a pistei, este propusă amenajarea de locuri de odihnă pe amplasament cărora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete. Nimeni n-a făcut nimic. Nimeni n-a crezut în proiect. Deci, domnul administrator, de mâine trebuie să fim prezenți în fiecare zi cu echipajul ei și începem, le dăm din nou cei care au de recuperat să recupereze, cei care nu mai vor să recupereze de aici, deja intrăm și le selectăm. Dacă avem fier să recuperăm noi, foarte bine, nu mai recuperăm în cheltuială, dacă nu, să și le avem și da, să ne lasă terenul liber de sat. Cât avem termenul aici? Într-o lună de zile ar trebui să fim gata. Într-o lună de zile nu ar trebui să intre construcție. Bună ziua, tată! V-ați luat? Vă recuperați astea? Da. Da? Păcat, dar n-avem ce să facem. V-ați spus că am două. Bine, dar eu... Bă, că... Da, ca să putem... Da? Ca să pot curățați, să mâine... Să poți să-ți recuperezi încet, da, da, ce ai de recuperat, eu... după aceea să intrăm noi, da? Ca să da, nu... nicio problemă, da? Da, așa de... Eu am oameni aici, am ajuns. E păcat că ți-ai pus drău și era... A, stai, n-am mai avem ce să facem, noi într-o lună de zile trebuie să predăm plasarea. Am înțeles, am înțeles. Da? Da, e nicio problemă. După aceea o să vedeți că facem ceva frumos. Să fii. Dar nu o să rămână terenul pe loagă. Și mai rămână trecin. Știu. Da, dar mă uitam la unii, au lăsat mânările cu casă. Nu toată lumea e... La fel. Da. Bine, spor și eu zic într-o săptămână, v-aș zic într-o săptămână. Da? Bine, bine, sănătate. Bună ziua! V-ați apucat de treabă? Mare lasă, două, trei, mă. Da, deci într-o săptămână vreau să le lăsați liber de seamă și ca să putem să adunăm voi. Dă-i voi, luați-vă ce vă trebuie, da? Da. Bine, tata. Bine, bine. V-ați pregătit? Începe să le strângeți? Începe, noi chiar mai neapucăm degetele. Știu, dar încep ce să faci. Nu are ce să mă ajut. Eu am 82 de ani. Mulți înainte. Am vrut să scurt forța, dar ne-am apucat mâna. Vrei să ajutăm noi? Nu, lăsați că ieși, am rezervă, dar n-am cu ce să încep, recuperează-ți tot fierul dacă ieși. Nu mai poți să-ți recuperezi satul aici. Uite, fotografiez bolta aia cât îți strugurea alea acolo, așa care te duce pe apa și îmi aici. Să vedeți ce struguri are jos acolo, așa. Deci te dă-i amare, altuiți. Nu avem ce să facem, tată, dacă ăsta e proiectul, trebuie să facem. Cât a fost, a fost. Uite aici, vizire. Domnule, am ales să ne distrugeți acum. Nu avem ce să facem, mamă, că e proiect care trebuie să-l punem în aplicare. Păi și nu puteți săptămâna asta să le lăsați? Săptămâna asta vă lăsați. Ai răbdare să vorbim. Deci săptămâna asta. Dar văd că au început să dărâm și a zis că până... Dărâm, dărâm care sunt loturile libere. Așa. Că nu aveți. Dar nu mai vă dau mai mult de o săptămână. Săptămâna asta, domnul primar. Că nu mai mă încadrez eu după aceea să vă dau, să dau terenul liber de sat. Nu vă supărați. Voi care... Cine a aruncat asta? Eu. Ai vedeți? E frumos.
Lăsați-ne săptămâna asta să ne terminăm cu totul și... Dar nu mai mult domn primar. Nu, săptămâna asta. Am anunțat de o plus. Gata, am înțeles, am zis crezut, că... Ați crezut că nu facem nimic. Nu am zis că nu faceți nimic, am zis că măi, dar poate anul ăsta... Noi suntem poate... obligați să începem pentru că până în 2023 decembrie trebuie să termin. Doamne ajută! Ce să facem? Asta e situația. Sănătate. Domnule primar, ce vreți să faceți aici? Păi în primul rând, așa cum ne uităm pe malul acestui lias de cantor, vom face pista de bicicletă. Iar complementar cu pista de bicicletă, vom începe cu proiectul de regenerare zonă vest, în care am inclus și Parcul Navrom, în care vom face alei, parcuri, locuri de joacă, fântâni, skatepark pentru copii, vom face locuri de joacă moderne, cu tartan turnat. Va fi o oază de liniște pentru toți din Călăraș. Și mai ales că e pe suprafață mare, pentru că legat cu pista de biciclete vom merge până în Parcul Central și ba mai mult mergem cu o idee care să ne purtăm și pe drumul național spre Chiciu. Deci o să fie ceva frumos aici, o să fie, așa cum v-am spus, cu bănci inteligente, cu iluminat public, fântâni, locuri de joacă. Deci avem unde să modernizăm Călărașul, pentru că așa cum ați văzut, într-adevăr, unele locuri sunt deja amenajate aici frumoase, o oază de liniște pentru unii cetățeni, dar unele sunt lăsate în paragină, adunat stricte, mizerie, așa cum ați văzut, locurile de mai jos pe care le-am vizitat și nu putem să lăsăm așa, nu putem să dezvoltăm orașul decât dacă dărâmăm aceste locuri în care unii au adunat destul de putere cu mai. Și o să mergem acum pentru că o să vedeți, așa cum se numește aici Vasca Cana, da, o să vedeți că dacă vă uitați, uitați-vă cât s-a adunat aici și ce are, cât de mizerie e, chiar dacă este destulă mizerie. Uitați-vă ce au putut să arunce aici, nu putea să arunce tot cât de aici. Dacă aveau grijă de locurile astea, nu era ce se vede. Noi trebuie să lăsăm terenul liber de sarcini pentru a estimăm să terminăm licitația într-o lună de zile, nu? Până la sfârșitul august cred că terminăm și atunci trebuie neapărat să predăm terenul liber de sarcini și să demolăm tot ce este aici. În zilele următoare o să supervizeze domnul administrator public toate aceste acțiuni, pentru că, așa cum ați văzut, le-am dat termen deja, vorbind de aceste demolări de 8 luni de zile, nu s-a întâmplat nimic. Mai ne-au cerut clemență încă o săptămână, o să încercăm să le dăm această săptămână, dar după aceea nu mai intrăm, demolăm, strângem tot ca să putem să lăsăm terenul curat, liber de sarcini, ca cel care va câștiga licitația să poată să intervină aici și să facem această zonă de regenerare urbană, cum spunem noi și cum e denumit proiectul Zona Vest, da? Vom face un parc modern în care toți cetățenii orașului să aibă unde să se plimbe și să se destindă. Domnul administrator, da? La nivelul lunii octombrie, eu cred că aici vom avea constructorul. Este o zonă, ca și celelalte zone ale Călărașului, care au fost ocupate... Loc de grădin. Oamenii au avut la dispoziție 8 luni de zile, timp în care puteau să-și strângă cam tot ce aveau aici pentru a lăsa terenul liber de sarcini, așa cum a fost și condiția în momentul în care s-a semnat contractul de ocupare temporară cu primărie. După cum vedeți, în spatele nostru este foarte bine îngrijită această zonă. Tot ce au scos din curte, de la grăini, fructe, frunze și alea, le-au aruncat aici. Așa au înțeles unii, ca să păstreze curățenia și să aibă un loc de liniște. Dar tot ce au scos din curte, au aruncat în fața altului decantor. Și o să mai vedeți. Într-adevăr, unii mai au o grădină frumoasă, dar restul au transformat aceste zone în depozite de materiale. Ce nu mai le-a trebuit acasă, le-au adus aici. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
proprietate. Uitați-vă și dumneavoastră că se poate crește. O să ne interesăm să vedem cine are aici și ce construcții sunt la voi în zona asta. Pentru că dacă noi modernizăm și faia, nu putem să punem un parc lângă o stână de oi. Uitați că se poate. Cu toată zona asta și o modernizăm. Până în 2023 deci, trebuie să terminăm proiecte, aceste da? Proiecte. Deci, de aici cu coborârea de acolo pe la strada Duropia, venim cu pista de biciclete da. Și plecăm cu zona asta de parc toată până la Titulescu. Tot am ajuns.